reușește să fie că ți se face varză. Ultimele două minute totul a luat o razna, razna. Nu ți s-a ars, mă, bă, dar nu mai fi mașa. Băi, cum? Când m-a luat un fum de ăla greu prin față. Deci a ieșit un fum, zici că era incendiu în cuptorul ăla. M-au lovit absolut toate emoțiile din lumea asta, așa, și zbierat de toată lumea asta. S-a oprit. Bă, păi nu gătim noi așa, bubule. Să te bată, femeie. Noi nu gătim așa. Lasă-mă. E, te lasă-mă. Dacă asta am văzut și asta a fost prima mea reacție, ce dracu s-o înghit? Iulia e foarte agitată. În bucătărie nu trebuie să fie așa, trebuie să fii calm, să lucrezi cu sufletul, cu pasiune. Las-o așa, să nu pui mâna pe ea, da? Și nici n-am putut să pun mâna pe tigaia aia, să văd cum și în ce stadiu e Vita. Vezi că trebuie să fie cireșe confiate. Le-am găsit, le știu unde sunt, așa? Adule. M-am dus, mi-am luat cireșe confiate din cămară, le-am tăiat micuțe, le-am adăugat în compoziție și am amestecat ușor.